continui cu povestea AUR. Partidul ignorat inclusiv de sondaje va trimite în Parlamentul României cam 50 de deputați și senatori, iar unii dintre ei s-au remarcat deja. Facem cunoștință cu Diana Ivanovici Șoșoacă, este avocat și a fost aleasă senator AUR la Iași. E împotriva purtării măștii, a cerut ridicarea restricțiilor la pelerinajul de la Sfânta Parascheva și l-a apărat pe Teodosie în procesul privind un alt pelerinaj, cel de la Sfântul Andrei. În fața lui Dumnezeu nu e nimic obligatoriu decât ce spune Dumnezeu, iar Dumnezeu mi-a spus, în fața mea și a credinței mele nu purtăm mască. Dă-i la mână, eu am adeverință medicală. Bingo, Vela! Domnule Tătaru! Fără agresiune fizică, că n-am pus mâna pe tine! Domnule Tătaru, ești obligat să răspunzi poporului român! Sunteți plătiți din bani publici! Ați închis oameni cu forța! Pentru ce încălcați convenția de la Oviedo, articolul 5? Tot AUR îl va trimite în Parlament pe Francisc Tobă, care a mai fost deputat pe vremea FSN. Fost militar cu un trecut controversat, a scris în CV că este specialist în rachete și crede că armata ar trebui să fie obligatorie. Există oameni peste 50, 50 și 60 de ani care au stare de sănătate mai bună decât mulți la 35 de ani, pentru că noi am mâncat alte produse. Statul român mă protejează împotriva voinței și drepturilor mele constituționale. În Bihor, primul pe lista AUR pentru Camera Deputaților este un condamnat penal. Ioan Mihai Lasca este judecat pentru că ar fi făcut parte dintr-un grup de infractori care spărgea bancomate și are deja o condamnare de 2 ani cu suspendare pentru lovire, mai scrie G4 Media. Wow! Sorina, ajută-ne! Eu încă nu-mi revin, nu am răspunsul la niște întrebări. Sorina, unde au stat oamenii ăștia? Cum nu, întrebarea mea partidul este... Partidul ăsta a ajuns la aproape 10% la alege. Va fi haur pentru noi în Parlament. AUR va fi haur, ca să spun așa. Iată că de fiecare dată auzim un discurs că vrem alți oameni, vrem o altă clasă politică, vrem oameni care să nu fi fost condamnați, să nu aibă trecut murdărit, pătat și... Culmea, apar în față tot astfel de personaje care au fost implicați în tot felul de lucruri cât se poate de dubioase. Da, dar oamenii n-au verificat ce este pe lista AUR în Parlamentul României. Ne-a spus domnul Simion aseară în direct că și-a pus practic toți prietenii pe listă, că îi trebuiau câteva sute de candidați. Și ne-am trezit cu oameni judecați pentru constituire de grup infracțional organizat pentru că spărgeau bancomate, cu doamna care l-a lergat pe domnul Tătaru, Șoșoacă. Doamna Șoșoacă se oferea să fie arestată zilele trecute de Sfânta Parascheva, deci o să fie frumos în și, Parlamentul României. Ne-am trezit domnul... cu domnul Simion. Și domnul Lasca se oferea să stea închis 48 de ore într-un salon împreună cu bolnavi de coronavirus să se infecteze, să arate lumii. Sorina, mi se pare că nu o să fie frumos. Nu știu, mie mi se pare personajul ăsta e dincolo de bine și rău, așa. Nu înțeleg de cum a ajuns, cum au reușit să se organizeze. De fapt, asta e întrebarea, Sorina, că ai vreun răspuns. Sunt niște băieți ignorați complet de televiziuni. Eu cred că sunt televiziuni care au aflat ei că există partidul ăsta. Eu am aflat acum vreo săptămână, două, pentru că aveau parcat un autocar în Piața Victoriei. Cum au reușit să se organizeze, Sorina? Nu i-am văzut nici pe net așa vizibil. Da, nu sunt în bulele lor. Eu vreau să vă spun că am aflat de ei destul de curând, relativ curând la alegerile locale, că m-a întrebat un domn, un taximetrist, dacă vin cei de la AUR în Piața Victoriei. Oamenii căutau un partid care să nu fie nici Partidul Social Democrat, nici dreapta care a dezamăgit în mintea lor și au găsit acest AUR și nu s-au interesat
cine este șeful partidului, dacă există vreun partid, cine sunt membrii partidului, cine este pe listele partidului. Și vreau să vă spun că s-a mai întâmplat asta în istoria parlamentarismului românesc. Am avut situația lui Dan Diaconescu, care, mă rog, atunci avea o emisiune și emisiunea s-a transformat într-o televiziune și un partid și a intrat în Parlament. Dar foarte multă lume făcea comparația cu PRM. Toată lumea făcea comparația cu PRM. Cred că PRM este mult mai rafinat decât domnul Simion. Sorina? Noi am avut o zonă de naționalism în România, de la PUNR, PRM, dar aici nu mai are legătură cu naționalismul. Este un partid, gândiți-vă că acest partid a fost constituit anul trecut. Probabil a avut finanțare, că vorbim inclusiv de pelerinaje pe care le-a făcut în țară, de logistică, au fost în diaspora, în străinătate, au făcut tururi în străinătate și oamenii se regăsesc în această bulă care probabil la un moment dat va fi spartă de partidele majoritare din Parlament, că au nevoie, observați, de majoritate și așa cum a apărut, probabil va dispărea la un moment dat din Parlamentul român. Să vedem, Sorina, nu știu, mie mi se par foarte imprevizibile, adică dacă au reușit din nimic așa să ajungă la aproape 10%, stai și, să vezi și când mie, eu îi sunt, bagă lumea în seamă. Eu sunt de acord cu ceea ce spune Sorina, mi se pare că e un partid foarte tânăr și nu apuci să devii omogen, să existe o coeziune între membri și probabil unii dintre ei își vor pune interesul personal deasupra partidului și cred că se va fărămița pentru că ai nevoie totuși de câțiva ani ca tu să poți să fii coerent, să iei decizii și să aperi interesul partidului. Nu cred că se va întâmpla asta. Mi se pare că fotbalul în ecuația asta e inclus nefericit. Așa, nu? Băieții ăștia n-au nicio legătură cu fotbalul ăștia care provoacă incidente pe stadion, iar efectul acestor ultrași în ultimii ani, în ultimii 10-20 de ani, se vede și la meciurile, ok, dinainte de pandemie, da? Stadioane goale și peluze foarte agitate. Unii care vin la meciul României și strigă din minutul 1 până minutul 90, ce să le dăm la unguri? Asta este tot discursul. E o glumă. Dacă nu i-au mai lăsat pe stadioane, au închis stadioanele, s-au băgat băieți în politică. Iată. Da, nu știu. Nu știu de ce, dar nu vine să fac nicio glumă. Nu facem nicio glumă. Domnul Simion a și intrat în polemică, inclusiv cu Kelemen Hunor. A spus că își dorește modificarea Constituției în sensul interzicerii formațiunilor politice pe criterii etnice. Și Kelemen Hunor i-a răspuns și eu n-am știut acest istorie, vă spun sincer, n-am știut acest istorie de ultraș al lui Simion, dar noi acreditații de pe Cotroceni, pe vremea mandatului lui Ion Iliescu, am avut de-a face foarte mult timp cu domnul Simion și vă spun, domnul Simion are antrenament, adică e destul de dificil să te confrunți cu domnul Simion pe teren, chiar și ziarist. Mai ales din poziția de oficial, vă spun că a fost reținut, cred că numai eu l-am văzut de vreo 10-15 ori băgat în dube. Cei de la poliție îl cunosc, cei de la poliția locală, cei de la Serviciul de Protecție și Pază, era clientul lor fidel. Adică s-a urcat inclusiv pe gardul de acasă lui Ion Iliescu. A venit îmbrăcat în doamna cu coasa, venea la orice lansare, orice acțiune a președintelui României. Știm că președintele României are un dispozitiv de protecție, deci nu era foarte ușor să te confrunți cu domnul Simion și dacă încercai să iei un interviu, devenea destul de agresiv. Vedem că această situație se regăsește și la doamna Șoșoacă. Deci va fi foarte interesant în Parlamentul României în perioada următoare. Chiar procurorii mi-au zis că domnul Simion recent este client și la DNA. S-a dus la DNA anul trecut și a depus sesizări că sunt fraudate alegerile și că UDMR-ul, așa cum ai spus tu, Irina, trebuie scos în afara legii.